În localitatea Hida a avut loc luni seara un accident de circulație. Soldat cu rănirea gravă unui copil de 6 ani din localitate. Acesta traversa strada prin loc nepermis, moment în care a fost luat pe sus de o mașină. Potrivit Mariei Cristea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, accidentul a avut loc luni în jurul orei 19:20 pe DN1G în localitatea Hida. Șoferul, un bărbat de 45 de ani din localitatea Gâlgău al Mașului, în timp ce conducea autoturismul, l-a accidentat pe minorul pe Ionuț, în vârstă de 6 ani din Hida, care traversa drumul prin loc nemarcat și nesemnalizat corespunzător. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit dosarul penal pentru vătămare corporală din culpă.